Bună ziua! Sunt aici cu Octavian Berceanu, noul comisar general al Gărzii Naționale de Mediu. Și el și eu avem o misiune importantă, dificilă, pe partea de mediu, pe partea de deșeuri, calitatea aerului, tot ce este important pentru noi care locuim într-un oraș poluat, un oraș care nu are destul de spații verzi, un oraș care are nevoie de mult mai mult pe partea de mediu. Tu ești șeful, spus mai... În primul rând sunt invitatul tău, în al doilea rând vorbeam mai devreme că pe de altă parte sunt și cel care te poate amenda. În caz așa că... este, am calculat bine, da. De la început te-am invitat, știi? Da. Da. Atunci, da. Ești șeful Gărzii de, da, Mediu de două săptămâni, Octavian. De două săptămâni și am avut contacte în astea două săptămâni cu ceva primari și prefecți, șefi de instituții. Ori cel mai bine este să lucrez cu oamenii care au funcții de conducere, pentru că împreună putem să scoatem România din mizeria în care este, datorată gunoaielor, datorată poluării. Și ce putem face noi împreună, numai cu tine, în general cu primarii din România, este să găsim soluții rapide, în primul rând, pentru modul în care gestionăm deșeurile. A fost cea mai mare problemă, a ta provocare la început de mandat, așa probabil. Este. Așa și este. Pentru mine este cea mai mare provocare și, într-adevăr, pentru români, dat fiind faptul că avem colectarea selectivă aproape inexistentă la scară națională, e de asemenea o provocare destul de mare. Noi, neavând un exercițiu în trecut de a colecta selectiv, de a pune pe fracții și în loc să ducem tot gunoiul la groapă, putem duce și o fracție de 10% sau 20%, cum fac celelalte țări din jur. E o mare problemă pentru că pe tot lansul avem provocări. Da. De la început nu știm să colectăm selectiv. Oamenii sunt pur și simplu încurajați în sectorul 1 să depună gunoiul pe stradă, pentru că Rompres e foarte fericit, scuze, operatorul de salubritate, e foarte fericit să găsească gunoi pe stradă, pentru că e plătit mai mult dacă găsește acest gunoi necontrolat. Și noi acum trebuie să schimbăm contractul cu operatorul, trebuie să schimbăm educația oamenilor, ca ei să fie încurajați să sorteze, nu se depună pur și simplu culmea pe stradă. Este că tu trebuie să schimbi sau noi trebuie să schimbăm comportamentul colectiv, iar tu reprezinți cel mai bogat loc din România, sectorul 1. Nu? Și un mod normal. Oamenii cu cel mai înalt nivel de viață, categoric. Și sper de educație. Și, inclusiv. Da. Și atunci tu ar trebui, sau comunitatea din sectorul 1 ar trebui să fie locomotiva pentru acest demers la nivel național. Mai sunt comunități bogate la Cluj, să zicem, sau în alte orașe, da. Dar ca și ban, ca și nivel de viață, sectorul 1 este așa numărul este. 1 și pe țară. Așa este. Și vezi, atunci, în calitate de, sper, viitor lider pe partea asta, vrem să echipăm tot sectorul, fiecare bloc, de fapt, cu niște platforme de colectare selectivă. Perfect. Vreau să aud modelul de la tine pe care eu să-l pot extrapola la nivel național. Cu patru fracții. Intrăm în detalii. Da. Sticla, tot ce este ambalaje reciclabil, tot ce este compost și rezidual, gen Pampers. Știi? Și atunci patru fracții. Sper că toți locuitorii vor înțelege bine. E un model destul de ușor. Și modelul este cel care este cel legal. Plătește cât arunci. Sau plătești cât arunci, știi? Am înțeles. Este gratuit în sectorul 1. Știți, colectarea este gratuită, dar noi ce vrem este să spunem că dacă nu sortezi bine, atunci o să plătești, că asta spune legea. Plătești cât gratuit în ghilimele, că foarte mulți primari spun că serviciul este gratuit. De facto, ei plătesc, primările plătesc către prestatorul de servicii. Și plătim destul de mult la adică actuală. Cetățenii plătesc. Da. Și știi cât plătește un cetățean în sectorul 1? Operatorul de salubritate, așa, costul este aproximativ 1000, sau anul trecut, 1200 de lei anual pentru pe locuitor. Adică dacă ai o familie cu patru oameni, plătești pentru operatorul de salubritate. Da,
1000 de euros, 4000 și ceva, aproape de 5000 de lei anual. E, uf, dar asta e o altă problemă. Bine, voi aveți și nivelul de viață cel mai ridicat, na. Pe de altă parte, spune-mi cum vezi tu practic implementare, pentru că toată lumea arată bine pe sticlă, sunt vorbe frumoase, dar practic, în teren, cum faceți asta? Reușiți să o faceți? Da, atunci aceste platforme, deja există în câteva sectoare care sunt mai avansați, mai avansate decât noi, vor fi sau îngropate sau supra-teran, va veni operatorul de câte ori va fi nevoie pentru că o să știe că este plin și cu o cartelă fiecare locuitor o să vină și în momentul în care pune cartelă se va recunoaște că el este cel care aruncă, se va vedea printr-un sistem smart că el aruncă ce trebuie, unde trebuie. Și ne va permite să atingem un nivel de reciclare mult mai bun decât avem acum. Acum suntem între 10 și 12%. Nu e suficient. În contextul în care noi aveam target pentru anul 2020 50%. Da. Dar ai zis că va ști prestatorul de servicii când este plin un container. Da. Adică vom avea niște containere cipate, deștepte, care să anunțe salubristul. Da, care să anunțe și el o să vină și la blocuri, evident, va trebui să vină foarte des, pentru că nu ne vom permite să nu poată un cetățean să-și arunce gunoiul. Uite, una din dorințele personale, dar este de natură personală, pe care îmi doresc foarte mult să nu mai am ghena aia de gunoi în bloc și burlanul pe care se curgă gunoiul. Și din ghena aia să văd tot timpul șobolani, să văd gândaci, să miroasă urât așa vara este. Și poate renunțăm la ele. Nu? Așa este. Va trebui să renunțăm la ele. Eu nu îndrăzneam să spun asta pentru că știu că va fi o luptă. Da. Dar va trebui să renunțăm pentru că, cum am spus, aceste platforme supraterane sau subterane vor necesita o instalație, vom încerca să le facem cât mai frumoase, cât mai integrate în mediu cu o zonă verde, dar totuși trebuie să te duci acolo, să pui cartela. Eu cred că va fi o provocare și de amplasare, pentru că ai grădinile blocurilor și strada și trotuare în multe locuri și atunci va trebui să se afle poate în grădina unui bloc sau iarăși o provocare. O spun asta pentru că cetățenii trebuie să accepte aceste lucruri. Așa este. Nu avem unde să le punem în altă parte. Toată lumea zice, dar nu le puneți la mine în grădină. Nu le punem în grădină, dar în spațiul acela, cumva va trebui, aferent unui bloc, cei care au cartelă să aibă depozitul acolo. Așa este. 1973 de astfel de platforme vom avea în sectorul 1. Echipele sunt pe teren. În fiecare săptămână se întâlnesc cu 10-15 asociații de proprietari, discută unde vor fi, discută sistemul și oamenii încep să se obișnuiască cu această idee. Da. Dar totuși e un lucru care nu este rezolvat prin aceste platforme și care există în alte orașe și nu în sectorul 1. Sunt aceste puncte fixe de colectare. Dacă te duci la IKEA, bine, n-avem voie să menționăm la un retailer mare de mobilă. Îți cumperi o saltaua nouă, o mobilă nouă, vrei să arunci cel vechi. Ce faci? Ești necivilizat, o pui pe stradă? Ești civilizat, ai două posibilități. Sau aștepți când vine operatorul o dată pe lună să ia lucrurile voluminoase și aștepți cu vechea mobilă la tine acasă și timp de o lună te deranjează, sau te duci la un punct fix de colectare. Legea spune că trebuie să avem un punct la 50.000 de locuitori. Un franța, când eram mică, odată din când în când, tatăl meu punea lucrurile mai pe care voiam să le aruncăm în mașină și se duce acolo unde se aruncă aceste lucruri gratuit. Noi toți știam unde te duci, știi? Și chiar dacă, de exemplu, schimbai o gresie, știi? Faianță de la bucătărie, puneai totul în niște
saci și te duceai frumos, puneai o mașină și te duceai frumos în un loc de unde aruncai și îi plăcea toată lumea să se ducă acolo, te uiți ce mai e acolo, știi? Noi, în sectorul 1, când vrei să aruncăm ceva, nu știm unde să ne ducem. Pur și simplu nu avem nicio opțiune, nu știm, nimeni nu se duce la... E una din soluții, cealaltă soluție este să suni undeva, să faci o programare la mașina salubristului care trece și îți ridică contra cost. Pentru că poate nu ai posibilitatea, de exemplu, să duci saltoa că e prea mare, să ai o mobilă pe care nu poți o car și contra cost îți poate face de bara seara. În viitor poate vom avea și opțiunea să unor transportatori specializați pentru asta, cărora să le urmărim trasabilitatea deșeurilor, să știm că ajung pe platformele astea, dar tu vrei să-ți plătești transportatorul. Exact, exact. De fapt, chiar ne gândeam, pentru că deja am identificat două locații în sectorul 1, unde o să avem aceste puncte, ne gândeam să avem un serviciu de transport, unde oamenii pot să sune, vine transportul, tu plătești, dar el îți transportă... Serviciile astea trebuie să înlocuiască serviciile de pe site-urile de anunțuri cu transport molos, transport... Și cam revenit la molos. Și aici un punct dureros, da? Foarte dureros, că în sectorul 1 s-au depozitat cantități mari în trecut de molos și deșeuri din construcții, cantități pe care le-am și identificat în anii trecuți pe teren și am militat pentru dispariția lor într-o formă sau alta. Eu am văzut destul de des afară că molozul nu e tratat ca un deșeu, ci e tratat ca o marfă pe care o poți transforma prin tocarea molozului, prin spargerea lui, poți să faci sorturi foarte bune care pe urmă să-ți intră în lucrările de infrastructură, în străzile secundare mai mici, știi? Și da, asta funcționa și la noi. Da, astăzi există uzine sau stații care ar putea să facă asta? Care concasează. Da, peste tot. Eu mi-aș dori, ar fi trebuit să fie făcută la nivel de centralizat de primărie generală, dar și sectoarele pot să-și amenajeze astfel de locuri în care molozul este sortat, concasat, spart, trimis în sorturi, iar sorturile respective se găsesc în lucrările de infrastructură. Iar primăria poate să spună atunci când vine cu un contract, am nevoie ca 40% din partea de piatră spartă folosită să fie de fapt molos, care e și mai bun decât piatra spartă, decât balastru, și atunci cumva e scăpat și de partea asta, îi dă o valoare în practică, în amenajarea străzilor. E un punct bun, l-am notat. Noi deocamdată ne ocupăm cu poliția locală și ideea ar fi să facem și un protocol de colaborare cu Garda de Mediu. Ne ocupăm să nu mai fie aruncate aceste tipuri de deșeuri pe străzi. Avem o stradă celebră în sectorul 1, strada Carierei și aerogării. Și noi acum am pus niște camere video și monitorizăm și am dat deja o lună și jumătate aproape 500.000 de lei de amendă pentru aceste deșeuri ilegale. Ne vă putem sprijini în confiscarea mașinilor și atunci e și mai puternică amprenta noastră vis-a-vis de cei care fac contravenții și infracțiuni de mediu. Mai sunt lucruri unde putem lucra împreună și putem lucra și cu cealaltă și împărtăși experiența și cu cealaltă sectoare sau primării din cealaltă orașe, din țară. Este pe ceea ce înseamnă combaterea poluării. Sectorul nu are foarte mult spațiu verde față de celelalte sectoare, restul țării. Dar tot nu e suficient. Da. Și atunci putem să ne gândim, pentru că are și un buget pe măsură, cu Ordinul Arhitecților împreună, cu asociațiile de peisagiști, să creăm acele grădini verticale, da, care au un impact fantastic vis-a-vis de reducerea poluării, de particule. Da. Sunt topul în Europa și în lume ca amenajare, sunt cele mai importante amenajări. Avem clădiri fastoase, dar aceste fațate verzi ale clădirilor, din plante agățătoare, din aranjamente, îți apar în toate revistele. Așa sunt este. Emblemă, devine emblemă. E greu de făcut, nu? Da, da, merită. Merită. Pentru că noi începem anul acesta cu 3 green roof, cu 3 imobili acoperișuri verzi.
Nu am început cu fațadele acestea, dar există deja în România? Nu știu dacă este în România, există în alte țări, există Milano și cele din Milano sunt atât de vehiculate în spațiu public, în rețele de socializare, încât au devenit emblematice. Tu poate ai avea cea mai ușoară posibilitate pentru că ai și zona asta de pipera, de dezvoltări imobiliare foarte puternice și atunci în parteneriat cu primăria, dezvoltatorii se pot gândi la astfel de soluții. Notez și asta. Nu, noi, cum am spus, ne-am gândit la Green Roof, avem un program plantarea de 50.000 de arbori, sau copaci, un patruan, 50.000. Vrem să facem regenerare urbană cu păduri urbane. Un exemplu este piața Chibrit, care e, nu știu dacă ai fost acolo, e beton, asfalt, nu există nimic verde acolo și un trafic enorm. Vrem toate spațiile verzi care sunt acolo să le reluăm, pentru că acum sunt ocupate de mașini, și să facem aceste păduri urbane care sunt și un oasis de, de oxigen, adică care vor genera foarte mult oxigen și vor absorbi toate aceste particule de care vorbeam. Vrem și să facem perdaua forestieră, pentru că în București tu vorbeai de particule, este o mare problemă faptul că nu sunt oprite înainte să ajungă un oraș și trebuie să reconstruim această. Uite, există și niște, dacă ne referim strict la poluare, Bucureștiul importă poluare, de exemplu deșertul din Oltenia, unde avem 100.000 de hectare de praf și e foarte greu să lupți aici față de un deșert de acolo, ăla trebuie acoperit cu verdeață, cu vegetație, ca să le poți stopa nisipul. Și tu o să poți să intervii în acest lucru? Eu facilitez, eu deja am plantat în Oltenia și pot ajuta foarte mult, dar mai există și alte tipuri de poluare, uite, despre care nu se vorbește nicăieri. Este poluarea dată de canalizarea Bucureștiului, care nu a fost curățată în timp. A devenit acum un pat germinativ pentru foarte multe bacterii care ne atacă sănătatea, foarte mulți virus. Ce se poate face? Pentru că nu primăria sectorului 1 se ocupă, dar primăria sectorului 1 se ocupă de partea asta de curățarea străzilor, nu? Așa este. Da? Prin servicii. Și o metodă foarte bună pe care o aplică alții în alte state, folosesc niște substanțe bioactive în apa cu care se spală străzile, care au capacitatea de a reduce toată partea asta de mâl, de a curăța canalizarea. Și în loc să ai un miros profund neplăcut dat de canalizare, din contră ai un mai miros provocat de canalizare. Și pur și simplu canalizarea este fluidă și nu se mai înfundă străzile, nu mai este apa la suprafață. E una din soluțiile adoptate în orașele de vest. Da, e prima dată când aud și mă... Da. Și e important, pentru că sunt substanțe bioactive, eco-friendly, se găsesc pe piața și românească și internațională și atunci și nu costă mult și canalizarea respectivă îți rămâne curată, iar parte din mirosul ăla pe care îl generează 9-10 luni pe an dispare. Și atunci... Da, și tu știi... Ok, după ce terminăm discuția, o să-mi spui exact cine cunoaște subiectul, un expert, ca să mă ajute. Da. Încă o dată, trebuie să ne uităm care sunt factorii de poluare. Unul dintre ei este groapa de gunoi de la Rudeni, despre care am vorbit. De fapt, n-am vorbit, când am vorbit de deșeuri, n-am vorbit și știu și de ce, pentru că acum tu... ești un control acolo, nu? Eu pot face oricând un control sau instituția, de asta nu pot să dau amănunte, dar suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă și chiar la disconfortul olfactiv puternic generat din zonă. Și atunci încercăm să luăm și măsuri și ne și dotăm tehnic ca să vedem exact care sunt sursele. Fiecare dă vina pe celălalt, vecinul care
are depozitul mare de deșeuri, dă vina pe cel care sortează la 100 de metri mai încolo sau cel care incinerează la 500 de metri mai încolo. Sau pe canalizare, dau sau și pe vina. Pe orice. Fiecare de actor de acolo spune că este vina celuilalt, așa este. Și atunci încercăm acum cu aparatură sofisticată, cu drone, cu senzori foarte performanți, să vedem exact fiecare sursă în parte. Că s-ar putea de fapt să fie mai multe surse, fiecare se simte cu musca pe căciulă și luate pe rând poți să faci managementul riscului de poluare și managementul poluării local. Iarăși, vis-a-vis de sectorul 1, care e un sector plin de verdeață, eu nu am văzut foarte mult copii care să învețe despre natură și despre ecologie în parcuri sau în mediu. Și aici poate instituția ta, primăria, poate să ajute, pentru că eu, de exemplu, pariez toți banii mei pe generațiile tinere. Dacă am rezolvat ceva cu generațiile tinere... Și nu numai banii, și munca ta o pariez. Da. Atunci, mare parte din provocări dispar de la sine sau există soluții pentru ele. Nu, dar și generația noastră și cele care vin sunt extrem de conștiente. Bine, sunt din ce în ce mai conștiente de problema asta de mediu. Vreau să revin asupra ce spuneai despre groapa de gunoi. E foarte bine că Garda de Mediu se va ocupa într-un mod activ cu tehnologie, ca să înțelegem exact ce se întâmplă. Eu ce încerc, ce fac? Identific terenuri ca să am mai multe opțiuni, dar ideea fiind de a crea o nouă locație de tratare și depozitare. Bineînțeles că vom recicla mult mai mult, va ajunge mult mai puțin în acest loc unde va fi un loc de depozitare modern cu toate precauțiile pentru a proteja și mediul înconjurător, apa, tot. Dar pentru asta trebuie să închidem vechea groapă și să creăm această nouă, această alternativă. La ora actuală, partea de depozitare nu este în atribuțiile sectoarelor, este la primăria mare. Am discutat cu primarul general, care a spus că este de acord să ne delege dacă avem o soluție bună. Este un lucru foarte bun în sensul că cine pregătește o soluție sustenabilă, corectă din punctul de vedere mediului și modernă cu toate tehnologiile, este încurajat să o facă ca să ieșim din impasul actual unde avem această groapă. Dar arată totuși că trebuie toți factorii politici și Garda de Mediu, care va pune o presiune foarte mare, și primarul general, care va fi de acord să delege, dar a spus, vrea să aibă un drept de veto, să vadă ce este. Și noi, care vom veni cu soluții, dacă primarul general nu poate să vină cu soluții pentru absolut orice, trebuie toți împreună să lucrăm ca să eliminăm problema asta, care este una dintre problemele majore ale sectorului. Uite, cea mai mare provocare vis-a-vis de groapa de gunoi de la Rudeni a fost amplasarea ei. Pentru că avem un curent care aerisește Bucureștiul de la vest spre est, culoarul Dâmboviței, râului Dâmbovița. Pe timpul lui Ceaușescu nu s-a construit absolut nicio industrie acolo, tocmai ca să lași culoarul ăsta liber să fie aerisit Bucureștiul. 9 luni, 10 luni pe an e culoarul de aer prin care vine aerul și respirăm un aer curat și noi ne-am trezit cu ceva în fața ventilatorului. E incredibil asta. Odată că ne sparge culoarul ăsta, ventilația o sparge în două, una spre București Noi de Măroaia, spre sectorul 1, cealaltă spre Chiajna. Se fac doi curenți când ajung în dreptul gropii de gunoi. Dar prea și mirosul de acolo. Ori a fost cea mai proastă soluție din punctul meu de vedere și al multora dintre specialiști. Da, știi, Octavian, că încă aud în jurul meu că vrem un loc de depozitare în București, pentru că primarul nu poate să cumpere decât un teren, un sector. E o absurditate care trebuie eliminată. Trebuie la 20-30 de kilometri. Nici n-ai cum.
Pentru că, uite, Bucureștiul se dezvoltă, categoric se va dezvolta exploziv până la noua șosea de centură, chiar și după, și atunci tu trebuie să ai cumva, după această șosea, terenul pe care faci managementul deșeurilor și tot după această șosea de centură nouă, A0, trebuie să fie și centura verde a Bucureștiului, să zicem, pâlcurile de pădure. Absolut. Da, absolut. Altfel e foarte greu să pui o nouă groapă sau orice centru de management al deșeurilor, de tratare, în București. Nu, trebuie să fie doar tranzitorie pentru o zi, da, cum spune legea, vii să depozitezi și de acolo e dus mai departe. Da, avem planuri pentru groapa actuală, în sensul că vrem să închidem, să se depună acest metru de pământ, să punem o mică pădure în jurul ei și pe ea un pic mai târziu. Să controlăm foarte bine aceste puțuri de biogaz care colectează biogazul, care creează această poluare, de fapt, să fie filtrele care trebuie. Și pentru asta ne bazăm pe toate controlele pe care o să le faceți, o să puneți amenzi mari ca ei să nu aibă de ales din punctul de vedere economic. E amenda foarte mare care revine în fiecare lună sau... Da, uite, pe zona Sintești, unde tot am avut acțiuni în perioada asta și unde erau principale focare de incendieri care ne omorau plămânii, am acționat preventiv, prin prevenție, știi? Și prevenția dă cele mai bune rezultate pe termen lung și munca mea în continuare este să am atâta controle suficiente multe încât să previn orice încălcări ale legislației și orice eliberări de gaze ulterioare, pentru că groapa asta va mai fermenta încă 10, 15, 20 de ani. Așa este. Și atunci, ceea ce facem acum se va vedea în următorii 20 de ani, de fapt, ca să nu mai înghițim mirosul de acolo. De altă parte, și sortarea asta trebuie făcută cât mai aproape de producătorul de deșeuri, de cetățean. Cu cât este mai laborioasă și mai aproape de el, cu atâta mirosul pe o groapă va fi mai mic, categoric. Și atunci trebuie să învățăm să spele și peturile alea de lapte, de iaurt, da, de mâncare, înainte să le arunce, nu doar să le arunce. Dar sunt lucruri care sunt mici, sunt simple, dar adunate, milioane de astfel de peturi murdare, dau fermentație și miros. Așa este. Așa este. Da, lumea nu se gândește că arunc doar acum un pet murdar sau un ambalaj murdar și nu-și dau seama că de fapt ambalajul ăla are nevoie de 10 ani să se degradeze și 10 ani o să miroasă. Da. Acum le spunem, nu vor mai putea să facă așa. Vreau să vorbesc de un alt subiect dureros, care este acest filtru de particule pentru mașinile diesel care lipsește de la multe mașini și care ne poluează orașul. Ce vei putea să faci pentru a lupta împotriva acestui fenomen? Știi, aceste mașini care sunt importate pentru că, de fapt, vin din Germania, de exemplu. Tu, ca cetățean, ai avut ocazia să mergi să faci un ITP, o inspecție tehnică? Bineînțeles. Da? Dar eu nu am mașini care au astfel de probleme pentru că mereu am avut, bine, pentru că așa sunt eu și copiii, locuiesc cu mulți copii și ei sunt extrem de sensibili la această poluare. Ei spun că nu vor avea în viața lor de adulți nici o mașină, sunt dintr-o altă generație, da, și ei urăsc tot ce, da, e legat de această poluare. Vor mașini electrice, știți? E foarte ok ca noi să învățăm să spunem lucrurile pe față așa cum fac olandezii, cum fac francezii, cum fac nemții, germanii. Noi cumva ne împrobodim așa, punem ceva pe față și ne facem că nu vedem sau nu auzim ce nu ne convine. Ne ca, nu știu, cultură românească. În momentul când te duci să faci ITP-ul, un procent foarte mare din oameni plătesc, dau o șpagă, ca cifrele de acolo să fie ok. Și ne mințim odată noi pe noi, încercăm să trecem un test, ca și cum am copiat la un examen. Da, exact asta, pentru că noi luptăm foarte mult împotriva copiatului. Bine, cu acest coronavirus, lupta noastră a fost... Încercăm să furăm cumva la un examen. Nu e în regulă. Asta nu se întâmplă la ITP, vis-a-vis de mașini. Și dacă... Dar și la ITP e o problemă și trebuie... Da.
Și dacă nu am verificat exact care sunt taxele alea, noxele și am taxat noxele, ceea ce este pe țeava de eșapament. Nu neapărat motorul mă interesează, ce scoate pe partea cealaltă, că nu motorul în sine poluează, ci ceea ce noxa care așa iese. Este. Atunci am avea o imagine mult mai clară și eu cred că numărul ăsta de mașini s-ar înjumătăți numărul de mașini care poluează în general. Mai ales că acum apar cu o viteză fantastică mașini electrice și poate se dezvoltă sectorul 1 cu cele mai multe încărcătoare. 30 de stații noi o să facem noi primăria anul acesta. Abia aștept să le văd. Asta e un pas important. Nu se produce de la sine, poate se produce sub presiunea mașinilor electrice, dar modul în care operează aceste ITP-uri într-un garaj ascuns este de multe ori frauduros. Nimeni nu vrea să recunoască pentru că produce mulți bani la negru, dar asta e realitatea. Și o să poți să faci ceva? Cu celelalte instituții ale statului, poate, pentru că vorbim de corupție sistemică la nivel instituțional. Cu câteva flagrante, câteva, nu? Va trebui să luăm taurul prin coarne. Cu camera ascunsă. Da. Am vorbit de plătești cât arunci, de punctele de colectare, de perdeaua forestieră, de planul nostru de 50.000 de arbori. N-am spus că noi, în sectorul 1, pentru a limita acest praf, dacă oricum vine din afară, vrem să diminuăm șantierele ilegale, să asfaltăm toate străzile care sunt încă de pământ. Sunt niște lucruri pe care putem să le facem noi. Știi? Sau să verificați cum scapă operatorii de pe șantiere de moloz, alături de noi, de garda de mediu. Unde se duce molozul ăla? Se aruncă undeva pe marginea Bucureștiului, în Ilfov? Este reconvertit ulterior în ce spuneai tu, în fracții pentru infrastructură? Și eu sunt la fel de curios și mi-ar face plăcere din două clicuri pe calculator să aflu ce se întâmplă. Și să vedem unde sunt aceste stații unde putem să ducem acest moloz și ce iese din el. Și eu, ca primărie, să încurajez acest lucru. E un business în sine, un business rentabil. Pentru că dacă tu spui celor care operează pe șantiere, constructorilor, uite, eu vă ofer un spațiu, chiar dacă este în marginea sectorului, unde aici veniți și depozitați, plătiți o taxă pentru fiecare cântărești, pentru fiecare tonă depozitată în funcție de ce e pământ sau beton. Ai câteva concasoare, îl sparg, îl fac în bucăți mult mai mici care intră în infrastructură și cumva ai spune, tu ai de construit o stradă, de amenajat o stradă, iar asta de infrastructură, de agregate minerale, ți le livrez eu, nu mai trebuie să plătesc pentru ele, din proiectul respectiv. Atunci vezi, fac două lucruri în aceeași... Trei lucruri. Câștigi niște bani, faci curat în oraș și îți diminuezi costurile pe infrastructură. Octavian, asta este o soluție. Și un plus, am uitat să spunem că există fonduri prevăzute în PNRR pentru acest tip de infrastructură care așa că asta trebuie să facem, să investim în infrastructură care ne permite să tratăm mai bine. Să-l arăt cu degetul, să zic, uite modelul, uite cine știe să facă, dar abia aștept. Mersi mult, mersi foarte mult, Octavian, și succes în ce faci! La cât mai puține amenzi din partea noastră. Sunt aici un conflict de interes. Succes în ce faci! Avem nevoie să fii foarte dur. Bine, sectorul 1, vrem să fim exemplar. Mulțumesc mult și eu îți mulțumesc, Clotilde. Mersi mult, Octavian. Cu drag.